Spero che bene venga se non vi piace il canale. C'è Pottori Colombo Fil. Ma se aspetto un ceput, vreau să vă spun notațiile din câte vedeți și în titlu. Avem achiziții. Acest mascul voiajor alb și această femeie tot voiajor alb. Ieri i-am achiziționat. De fapt am făcut schimb. Nu i-am achiziționat. Și acum să intrăm și înăuntru. Ok, deci aici avem toți porumbeii. Iar se aude un chițăit. Tot același puiuț. Dacă vreți să vă prezint acești porumbei, scrieți în comentarii și dați like. I-am băgat aici pentru că vreau să scot puii din ei. Și să vă arăt și puiuții. Aici avem primul puiuț care face mare gălăgie. Priviți. S-a făcut foarte mare și frumos. Aici l-avem și pe fratele său. Bălțat. Priviți-l. La fel de mare și frumos. Unit foarte bine. Priviți-l. Să vă arăt și al treilea pui. Priviți-l aici. Destul de mare și el. Aici la noi a început să plouă, poate se și aude, dar nu cred. Acum am să-l bag în cuib. Aici părinții lui vor să-și facă cuib. Acolo am văzut că stau porumbei albi. Și cam atât. Din câte vedeți aici două adăpătoare. Am adus-o și pe cea din curte, de acolo de sus. Deci, după cum v-am spus, dacă doriți să vă prezint acești doi porumbei, dați like și scrieți în comentarii acest lucru, dacă vreți și dacă nu. Și când vreți să-i prezint, vreau să vă arăt aripa, ochiul, să vă prezint inelul, seria, clubul, anul și tot. Deci dacă doriți acest lucru, dați like și scrieți în comentarii. Deja eu de când i-am văzut mi-am dat seama despre an și din ce an sunt, pentru că știu aceste inele. Le știu foarte bine. Deci iar nu prea avem prea multe noutăți la porumbei, doar aceste achiziții. Aici avem hrănitoarea cu mâncare. La fiecare cuib trebuie să fac curat unde stau pui. Deci, cam asta a fost cu acest video. Nu uitați de like și subscribe. După cum v-am spus, dacă doriți să vă prezint acești porumbei, dați like și scrieți în comentarii. Cu voi a fost canalul Începătorii Colombofil. Vă aștept cu un nou video. Pa, pa!